Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă lecție de pregătire pentru examen. Astăzi vom discuta două propoziții subordonate pe care le aveți de pregătit la examen în cadrul construcțiilor sintactice. Este vorba de propoziția subordonată concesivă și propoziția subordonată condițională. Sunt două subordonate destul de simple, trebuie să le înțelegeți mai degrabă sensul și veți vedea cât de ușor este după aceea să le recunoașteți. Începem așadar cu concesiva. Aici trebuie să înțelegeți ce exprimă concesiva, la fel și la condițională. Începem cu ceea ce exprimă și dacă înțelegeți ce exprimă și care e sensul acestei propoziții în context, atunci va fi foarte ușor de recunoscut. Propoziția subordonată concesivă arată o împrejurare care poate împiedica o acțiune, dar nu o împiedică. Aș vrea să notăm aceste idei, scriem o frază și vedem ideea aceasta pusă în practică. Și atunci, concesiva arată o împrejurare care poate împiedica, ar putea, da? Poate împiedica o acțiune, dar nu o împiedică. De exemplu, deși plouă, virgulă, eu tot merg în parc. În această frază există două predicate și acestea sunt plouă și merg. Propoziția 1 este deși plouă, a doua eu tot merg în parc. Elementul de relație este deși, care e o conjuncție subordonatoare. Propoziția principală este propoziția a doua și o să scriu pe ea PP, propoziția principală. Iar prima propoziție, vedeți că arată o împrejurare care poate împiedica o acțiune, adică pentru că plouă, mă gândesc că aș putea să nu mă duc în parc, dar nu mă împiedică faptul că plouă. Vedeți? Poate să împiedice o acțiune, dar nu o împiedică. Eu tot mă duc în parc, chiar dacă plouă. Deși plouă. E o concesivă aceasta și concesiva răspunde la întrebarea în ciuda cărui fapt. Întrebăm verbul aici. În ciuda cărui fapt merg în parc? Deși plouă. Propoziția 1 este concesivă. Și acum, sper că lucrurile sunt clare, discutăm care sunt elementele regente ale concesive. Adică, de ce elemente, de ce cuvinte poate să depindă o concesivă, de ce părți de vorbire. Și scriem așa. Elementul regent al concesivei, adică al subordonatei concesive, poate fi. Așa cum ați văzut în exemplurile mai sus, în primul rând este vorba de un verb. Concesiva depinde, ca și celelalte propoziții completive sau circumstanțiale, de un verb, în primul rând, și apoi e o locuție verbală. De exemplu, deși este obosit, nu a încetat lucrul. Predicatele sunt, este obosit, nu a încetat. Propoziția 1, deși este obosit, nu a încetat lucrul. 2, elementul de relație, deși. Vedeți că se repetă acest element de relație și este elementul de relație care ne ajută să recunoaștem concesiva. În ciuda cărui fapt nu a încetat, deși este obosit, aceasta este concesivă. Apoi, propoziția subordonată concesivă poate să depindă 2 de o locuție verbală. Dacă depinde de un verb, poate să depindă și de o locuțiune. De exemplu, și-a adus aminte de ei, virgulă, cu toate că nu i-a văzut de mult timp. Predicatele sunt și-a adus aminte, este locuțiunea verbală, a adus aminte, și nu a văzut. Propoziția 1 este și-a adus aminte de ei, cu toate că nu i-a văzut de mult timp. 2, cu toate că este elementul de relație și este, vom vedea imediat, o locuțiune conjuncțională subordonatoare. Vedeți că este sinonimă cu deși. În ciuda cărui fapt și-a adus aminte de ei, deși nu i-a văzut de mult timp. Propoziția a doua depinde de această locuțiune
și este concesivă. 3. Concesiva poate să depindă și de o interjecție. De exemplu, hai în parc, deși plouă. Predicatele sunt hai și plouă. Hai în parc este prima propoziție, deși plouă a doua, deși iarăși elementul de relație. În ciuda cărui fapt hai în parc, deși plouă, propoziția a doua depinde de această interjecție. Hai este o interjecție predicativă și propoziția a doua este o concesivă. Iar evident, prima propoziție este principală. Și ultimul element de relație îl voi scrie sus, mai este unul singur, un adjectiv. Și apoi vom vedea și elementele de relație, cele care introduc propoziția subordonată concesivă. Și scriem 4, un adjectiv. De exemplu, el este optimist, deși are multe probleme. Predicatele sunt, este optimist, e un predicat nominal, și are. Propoziția 1, deși este el este optimist, deși are multe probleme. 2, iarăși deși elementul de relație, în ciuda cărui fapt este optimist, deși are multe probleme. A doua este concesivă. Până aici sper că vă este clar. E simplă. Concesiva răspunde la întrebarea în ciuda cărui fapt și arată o împrejurare care ar putea împiedica o acțiune, dar nu o împiedică. Rețineți elementul de relație deși, pentru că e cel care vă ajută mult la recunoașterea concesivei. Așa cum vom vedea și un element de relație la condițională, deși acolo e o discuție mai amplă. Haideți să vedem și elementele de relație. Concesiva poate fi introdusă prin. Și vom vedea și câteva exemple acolo unde încă n-am avut exemple. 1. Evident, conjuncții subordonatoare. Deși este prima conjuncție pe care am văzut-o utilizată de atâtea ori, de, să, poate fi și dacă apare de, dacă. Și să vă dau un exemplu cu o altă conjuncție în afară de deși. Să mă fi rugat și tot nu veneam. Predicatele sunt să fi rugat, care e un verb la conjunctiv perfect, asta ca o paranteză, nu veneam, un verb la indicativ prezent. Atenție să repetați verbele foarte bine pentru examen, iar și ca o paranteză, pentru că de multe ori e un subiect, de multe ori apar exerciții care vă cer fie modurile, fie timpurile și e bine să le știți foarte, foarte bine. Să mă fi rugat propoziția 1 și tot nu veneam, propoziția 2. Aceasta e principala. Principala o recunoaște și după faptul că nu are element de relație și prin faptul că ea nu depinde de alte propoziții. Să este elementul de relație. Întotdeauna să, conjuncția subordonatoare, este element de relație. Și întrebăm, în ciuda cărui fapt nu veneam? Chiar dacă m-ar fi rugat. Să mă fi rugat. Vedeți? Să aici are sensul lui chiar dacă. Deși m-ar fi rugat, eu tot nu veneam. 2. Dacă apar conjuncțiile, e foarte probabil să apară și locuțiunile, mai ales că am văzut mai devreme locuțiunea cu toate că. Locuțiuni conjuncționale subordonatoare. Acestea au sensul unor conjuncții subordonatoare, doar că sunt formate de mai multe cuvinte. De exemplu, cu toate că are sensul deși. Chiar dacă. Măcar că, măcar de, fără să,
închid că. Și vom scrie un exemplu. Deja am avut mai devreme pentru cu toate că. Haideți să vedem cu chit că. Chit că citește, tot nu știe. Predicatele sunt citește, nu știe. Chit că este elementul de relație, locuțiune conjuncțională subordonatoare, care are sensul de chiar dacă. Chiar dacă citește, el tot nu știe. Și despărțim așa. Chit că citește 1, tot nu știe 2. Chit că am spus că este elementul de relație, în ciuda cărui fapt nu știe. Chit că citește, chiar dacă citește. Aceasta este principala, a doua și prima este concesivă. Tot ca element de relație, apar și 3, pronumele și adjectivele pronominale nehotărâte. De exemplu, orice, oricare. Și vă dau un exemplu. Orice s-ar întâmpla, virgulă, vedeți că întotdeauna concesiva o despărțim prin virgulă, el tot încearcă. Predicatele sunt s-ar întâmpla și încearcă. Orice s-ar întâmpla este prima propoziție, el tot încearcă a doua. Orice este elementul de relație. A doua este principala, evident, concesiva este în față. În ciuda cărui fapt încearcă? Orice s-ar întâmpla. Bun, este pronume în cazul acesta și dacă apare un substantiv după el, atunci este un adjectiv pronominal nehotărât. Și ultimul element de relație, voi șterge și voi scrie sus, e vorba de adverbe nehotărâte. Adverbe nehotărâte. De exemplu, oricât, oricum, oricând. Și acestea pot introduce o subordonată concesivă. De exemplu, oricât s-ar strădui, tot nu reușește. Predicatele sunt s-a strădui, verbul la condiționat optativ și nu reușește. Propoziția 1, oricât s-a strădui, a doua, tot nu reușește. Oricât este elementul de relație, în ciuda cărui fapt nu reușește. Oricât, oricât de mult s-a strădui, oricât ar încerca, tot nu reușește. Prima este concesivă. Așa cum vă spuneam și mai devreme, ați văzut și în exemplele pe care le-am dat, în multele exemple, întotdeauna concesiva se desparte prin virgulă, indiferent de poziția acesteia. Poate sta fie în fața regentei, fie după regentă. În toate situațiile o despărțim prin virgulă. Atenție și la compuneri, pentru că sigur folosiți concesiva și țineți cont de faptul că aceasta, deci când vedeți o propoziție cu chiar dacă, cu deși, cu toate că, o propoziție introdusă prin aceste elemente, ea este concesivă și trebuie separată prin virgulă de propoziția regentă. Vreau să scriem o frază, o analizăm și apoi trecem la subordonata cealaltă, la condițională, ca să aveți și un exemplu de analiză în care să apară condițională și o să apară și alte propoziții subordonate. Este un fragment din Budulea Taichi de Ioan Slavici. Și fraza este următoarea. Mai țin apoi minte. Că i-am dat o bucată de plăcintă. O să vă rog să analizați cu mine în felul acesta exersați și alte propoziții subordonate. Virgulă, că l-am bătut fiindcă nu voia să-mi lase cimpoiul.
virgulă, și că era băiat bun, căci nu s-a supărat. Virgulă, deși era mai mare decât mine. În analiza oricărei fraze, trebuie să începeți cu identificarea predicatelor. Dacă e o frază mai amplă, ar trebui să le și numărați și să vă asigurați că aveți atâtea propoziții câte predicate ați numărat inițial. Haideți să vedem care sunt predicatele aici, împreună, și apoi despărțim împreună și încercuim elementele de relație. Primul predicat este țin minte, e o locuțiune verbală care are funcția de predicat verbal. Am dat, iarăși predicat verbal. Am bătut, predicat verbal. Ambele sunt verbe la indicativ perfect compus. Nu voia, predicat verbal. Să lase, miul este un pronume care e complement indirect. Era băiat, este un predicat nominal. Nu s-a supărat, predicat verbal. Și era mai mare, este iarăși un predicat nominal. Să vedem câte predicate sunt. Primul este țin minte, apoi i-am dat, am bătut, nu voia, să lase, să lase. Era băiat, nu s-a supărat, era mai mare. Sunt 8 predicate, așadar trebuie să fie 8 propoziții. Când despărțim, ținem fraza în propoziții, ținem cont și de elementele de relație, dar și de sens, și de sensul propozițiilor în frază și de felul în care se leagă acestea. Mai țin apoi minte, este propoziția 1, că este întotdeauna elementul de relație. Deci dacă îl vedem pe că în frază, știm că acolo trebuie să despărțim propoziția și că începe o altă propoziție. Că i-am dat o bucată de plăcintă, 2, vedem iarăși pe că, element de relație. Că l-am bătut, 3, fiindcă este și el element de relație întotdeauna. Fiindcă nu voia, 4, să, iarăși o conjuncție subordonatoare, întotdeauna element de relație, să-mi lase cimpoiul, 5, și este conjuncție coordonatoare, că este conjuncție subordonatoare și că era bun, băia bun, este cât? 6? Nu, părea, 6. Căci nu s-a supărat, este 7, căci element de relație este sinonim cu deși, pentru că, cu fiindcă, pentru că, deoarece, nu cu deși, cu deoarece, pentru că, fiindcă, deși era mai mare decât mine, este 8 și deși este elementul de relație. Întotdeauna, în analiza frazei, trebuie să începem cu identificarea principalei. Chiar dacă sunt mai multe principale, noi trebuie să găsim una dintre ele, pentru că subordonatele întotdeauna se leagă logic, ca sens, de propoziția principală. Principala este de obicei cea care nu are element de relație sau cea care are înțeles de una singură. Și aici principala este 1. Mai țin apoi minte. Vedeți? Nu are nevoie de nimic în plus. Propoziția aceasta are sens de una singură. Și atunci scriem pe 1 PP. Voi scrie scurt tipul propozițiilor. Pe 2. Mai țin apoi minte că i-am dat o bucată de plăcintă. Vedeți? Citesc principala de la care am pornit și subordonata următoare. Și întrebăm, ce țin minte? Că i-am dat o bucată de plăcintă. A doua este completivă directă. Pe 3. Că l-am bătut. Propoziția 3, ca sens, se leagă tot de 1. Și întrebăm, ce țin minte? Că l-am bătut. Tot completivă directă. Și vedeți că este în raport de coordonare, prin juxtapunere, cu virgula aceasta, cu pe 2. Pe 4. Fiindcă nu voia. Țin minte că l-am bătut fiindcă nu voia. Din ce cauză l-am bătut? Fiindcă nu voia. A patra este circumstanțiala de cauză. Pe 5. Nu voia să-mi lase cimpoiul. Ce nu voia să-mi lase cimpoiul? Pe 5 este completivă directă. Pe 6. Și că era băiat bun. Aici trebuie să ne gândim iarăși la sensul frazei per ansamblu. Și sensul este așa. Că țin minte trei lucruri. Că i-am dat o bucată de plăcintă, că l-am bătut și că era băiat bun. Deci propoziția aceasta, a șasea, depinde de propoziția 1. Ce țin minte? Că era băiat bun. E tot completivă directă. Și este în raport de coordonare cu 2 și 3, prin conjuncția coordonatoare copulativă și. Deci pe 6, completivă directă. Pe 7.
și țin minte că era băiat bun, că și nu s-a supărat. Și aici întrebăm, din ce cauză? Țin minte, din ce cauză era băiat bun sau îl consideram băiat bun? Pentru că nu s-a supărat. Circumstanțială de cauză. Și pe 8, deși era mai mare decât mine. Era băiat bun, că și nu s-a supărat, deși era mai mare. În ciuda cărui fapt nu s-a supărat? Depinde de propoziția 7. În ciuda cărui fapt nu s-a supărat? Putea să se supere. Vedeți? Se poate împiedica acțiunea. Dar nu s-a supărat. În ciuda cărui fapt nu s-a supărat, deși era mai mare decât mine, pe 8 este concesivă. Sper că vă este clară propoziția aceasta subordonată, concesivă. Țineți minte, deși este elementul de relație cheie care vă ajută să o recunoașteți și încercați să rețineți ori întrebarea, ori ceea ce exprimă concesiva, ca să vă fie mai ușor să o recunoașteți. În minutele următoare voi șterge tabla și apoi discutăm puțin despre următoarea propoziție subordonată pe care am anunțat-o astăzi, adică subordonata condițională. Veți vedea că e foarte simplă, e o propoziție pe care cu siguranță o veți recunoaște mult mai ușor decât pe aceasta, decât propoziția concesivă, pentru că sunt foarte puține elemente de relație la condițională, foarte puține elemente recente. Șterg așadar tabla și ne vom nota câteva lucruri referitor la condițională. Și apoi iarăși vom analiza o frază ca să o vedeți în context. Propoziția subordonată condițională. Așa cum îi spune și numele, propoziția subordonată condițională arată o condiție de care depinde îndeplinirea unei acțiuni. Poate exprima și o ipoteză. Exprimă o condiție sau o ipoteză. Și vedeți imediat într-un exemplu. Dacă citești, știi. Predicatele sunt citești, știi. Elementul de relație este dacă. V-ați mai întâlnit cu acest element de relație și la alte propoziții subordonate, chiar și la completiva directă, chiar și la completiva prepozițională, chiar și la atributivă. Propozițiile sunt dacă citești 1, știi 2. Principala este a doua. Cu ce condiție știi dacă citești? Întrebarea este cu ce condiție? Și vedeți că arată o condiție. Adică pentru a ști trebuie să citești. Asta e condiția, să știi. Trebuie să citești. E simplu. Haideți să vedem de ce cuvinte depinde propoziția aceasta subordonată. Am văzut deja că depinde de un verb. Condiționala are ca element de relație element regent, nu element de relație. Discutăm imediat și despre elementele de relație. Unu, un verb, așa cum am văzut în exemplul de mai sus, dar mai scriem un exemplu. Dacă nu poți rezolva problemă, virgulă, te ajut. Predicatele sunt nu poți, atenție, rezolva nu este predicat, este verbul la infinitiv. Te ajut este al doilea. Ajut este, de fapt, fără te, asta e un pronume personal. Dacă nu poți rezolva problema 1, te ajut 2. Dacă ai element de relație, cu ce condiție te ajut? Dacă nu poți rezolva problema, prima propoziție este condițională. Vedeți ce simplu e? Și alte ori, condiționala poate să depindă de o locuțiune verbală. Dacă depinde de un verb, probabil depinde și de, poate să depindă și de o locuțiune verbală. De exemplu, și-ar da seama de greșeală dacă i-ai explica.
Și a da seama este locuțiunea verbală care are funcție de predicat verbal și a explica este al doilea predicat. Și a da seama de greșeală 1 dacă i-a explicat 2, dacă e iarăși elementul de relație. Cu ce condiție și-ar da seama de greșeală? Dacă i-a explicat, da? Este o condiție ca el să realizeze ce a greșit, dacă îi explici. A doua propoziție este condițională și prima este, evident, principală. Și acestea sunt elementele regente ale condiționalei. Pe scurt, discutăm și elementele de relație, sunt foarte puține. Condiționala poate fi introdusă prin. Așa cum ați văzut deja, 1. Conjuncții subordonatoare. Adică dacă, de, care e o variantă a lui dacă, să. Și 2. Locuțiunea conjuncțională subordonatoare. Subordonatoare, în caz că. Și vă dau un exemplu cu locuțiune. Vă șterge de aici de sus. În caz că aveți sensul dacă și de aceea poate să introducă condiționale. De exemplu, în caz că plouă, stăm acasă. Sensul este, vedeți, dacă plouă. În caz că plouă, adică dacă plouă. Predicatele sunt plouă și stăm. În caz că plouă este prima propoziție, stăm acasă 2. În caz că este elementul de relație, cu ce condiție stăm acasă? În caz că plouă, adică dacă plouă. Prima propoziție este condițională. E simplă de tot condițională. Haideți să scriem o frază și aici și să o analizăm împreună. Voi șterge de aici de jos, să avem loc. Și predicatele sunt. Dacă. Este un fragment din Lucian Blaga. Dacă firea protectoare nu s-ar fi îngrijit să mă apere de încercările acestui rău, mutându-mă într-un fel de somnolență, virgulă, n-aș mai fi putut să ies din starea în care mă împotmolisem. Începem iarăși cu identificarea predicatelor și mare atenție la verbele, la modul nepersonal, pentru că acestea pot apărea ca niște capcane și de multe ori sunt strecurate în frazele de la examen. Și fiți foarte atenți la verbele de la infinitiv, la gerundiu sau supin. Acestea, participul nu apare ca verb separat, el intră în componența altor structuri verbale, dar poate fi adjectiv participial. Aceste verbe nu sunt predicate. Predicatele aici sunt următoarele. Nu s-ar fi îngrijit, predicat verbal, să apere al doilea predicat. Mutându-mă este un gerunziu și, așa cum vă spuneam acum câteva secunde, gerunziul nu este predicat niciodată. Deci îl lăsăm în pace. N-aș fi putut să ies 4 până aici și împotmolisem 5. Sunt 5 predicate, înseamnă că sunt toate sunt predicate verbale, înseamnă că sunt 5 propoziții.
Prima propoziție, dacă firea protectoare nu s-ar fi îngrijit, 1, dacă este elementul de relație, să mă apere de încercările acestui rău, mutându-mă într-un fel de somnolență, mă opresc aici. Cu 2, până la virgulă mă duc și vedeți și care-i sensul. N-aș mai fi putut, este 3, să este element de relație, să ies din starea 4, în care mă împotmolisem 5, în care este iarăși element de relație. Întâi căutăm principala și sigur nu este prima, pentru că propoziția 1 începe cu dacă, care este o conjuncție subordonatoare și asta, da, conjuncția aceasta este un semn al unui raport de subordonare. Propoziția principală este 3. Vedeți? Cea care nu are element de relație. N-aș fi putut. Deci pe 3 e propoziția principală, pe 1. Acum, citesc pe P1 raport cu P3. Dacă firea protectoare nu s-ar fi îngrijit, n-aș mai fi putut. Cu ce condiție n-aș fi putut? Dacă firea protectoare nu s-ar fi îngrijit. Prima propoziție este condițională. Și atenție, nu toate propozițiile, aici trebuie să fiți foarte atenți, nu toate propozițiile care încep cu dacă sunt condiționale. Trebuie să vedeți dacă exprimă sau nu o condiție. Vă spuneam și mai devreme, sunt și alte subordonate care sunt introduse prin dacă. Atributiva, completiva directă, prepozițională. Bun, acum, pe 2. Dacă firea protectoare nu s-ar fi îngrijit să mă apere de încercările acestui rău. Și aici, atenție cum întrebăm. Nu întrebăm ce nu s-ar fi îngrijit, ci de ce nu s-ar fi îngrijit. Pentru că verbul acesta, nu s-ar fi îngrijit, este urmat de un complement prepozițional. Noi spunem în limba română, nu s-ar fi îngrijit de ceva, adică nu s-ar fi preocupat de ceva. Vedeți? De ceva. Nu spunem nu s-ar fi îngrijit ceva, adică după verbul acesta nu urmează o completivă directă sau un complement direct, ci o completivă prepozițională. De ce nu s-ar fi îngrijit? Să mă apere de încercările acestui rău. Completivă prepozițională. Pe 4. N-aș mai fi putut să ies din starea. Aici întrebăm. Ce n-aș fi putut să ies din starea? Completivă directă. Pe 5. Din starea în care mă împotmolisem. Care stare în care mă împotmolisem? Depinde de un substantiv și atunci pe 5 este atributivă. Și am identificat aici o condițională, adică prima propoziție este condițională. Sper că vă ajută aceste lămuriri, sper că vă sunt mai clare acum cele două tipuri de construcții, condiționale și concesive. Voi mai realiza cel puțin un filmuleț în ceea ce privește un videoclip, în ceea ce privește propozițiile subordonate, ca o recapitulare a tuturor cu anumite elemente cheie pe care trebuie să le rețineți la fiecare subordonată și cu un grad mai mare de aplicare, adică să lucrăm fraze, pentru că asta vă trebuie vouă, să lucrați pe cât mai multe fraze și să vă obișnuiți să citiți propozițiile unele în raport cu celelalte, astfel încât să le recunoașteți cu ușurință și să nu greșiți. E foarte important la frază să despărțiți corect, pentru că dacă n-ați despărțit propozițiile corect, riscați să pierdeți foarte multe puncte la exercițiul 7, pentru că e vorba de exercițiul 7 de la gramatică, și să greșiți. De asemenea, trebuie să țineți cont de verbele acestea la gerunziu, la participul, la supin, pentru că de multe ori apar aceste, sunt adăugate fraze la exercițiul 7 în care apar aceste verbe și sunt mai degrabă capcane în care cad foarte mulți copii, pentru că uită că aceste verbe nu sunt predicate. Ele pot fi atribute, pot fi complemente, pot fi nume predicative, pot fi subiecte, pot fi orice altceva, numai predicate nu. Și atunci nu le luăm în considerare. Tot așa cum la analiza frazei nu luăm în considerare construcțiile incidente. Dacă le întâlnim, pur și simplu le separăm și le ignorăm, nu le punem parte a comunicării de bază. Dacă mai aveți alte întrebări sau alte sugestii de filmulețe pe care v-ați dori să le realizez, nu uitați să-mi scrieți în comentarii, eu citesc toate comentariile, răspund acolo unde cred că pot adăuga o lămurire clară, dar țin cont de comentariile voastre și țin cont de ceea ce îmi cereți voi când mă gândesc la următoarea lecție. În perioada următoare vor fi lecții mai dese, astfel încât să putem să acoperim cât de mult se poate din materia pe care o aveți pentru examenul de anul acesta. Până data viitoare, numai bine vă doresc și mult succes!